Înainte de 1850, localitatea era una cunoscută ca târg de cereale. Între timp, așezarea s-a bucurat de atenția sultanului Abdulmergid I, care a înzestrat-o atunci cu câteva edificii. Iar în 1856, municipiul de azi s-a numit Mergidia. La împlinirea 156 de ani de la prima atestare documentară a localității, Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, filiala Mergidia, a organizat un simpozion. Emigrarea tătarilor din Crimea a debutat în anul 1783, atunci când Hanatul Crimeei a fost anexat de către Imperiul Rus. Început din acest moment, 60.000 de tătari au început să se îndrepte către statul care le oferea adăpost și refugiu, și anume Imperiul Otoman. Istoria Mergidiei se află în strânsă legătură cu istoria turcotătarilor de pe meleagurile dobrogene. E foarte important pentru a cunoaște istoria comunității locale, tradițiile. Este foarte bine să puteți menține vie această practică. Și pentru mine, nu mă ascund, ca om care s-a născut în acest oraș, a fost foarte interesant să ascult unele lucruri pe care poate le știam parțial sau poate nu le știam. La simpozionul Mergidia noastră, invitații au subliniat atât aspecte privitoare la originea turcilor și tătarilor, cât și la relațiile interetnice dezvoltate de-a lungul istoriei. Aș vrea să vă propun să continuăm dialogul nostru interetnic, multiconfesional, multietnic, dacă doriți, despre istorie, despre realitățile actuale. Ziua de 2 septembrie este un oraș, o zi de naștere a orașului modern Mergidia. Nu atunci este atestată pentru prima oară existența orașului, ci așa cum am încercat să arăt astăzi, pe baza unor descoperiri făcute în arhivele din Istanbul, istoria orașului merge până către începutul secolului al XVI-lea, cred eu. Deocamdată nu avem încă date certe. Datele certe pe care le avem sunt din a doua jumătate a secolului XVI, în care orașul este menționat mai întâi ca un sat, aparținând de districtul Tekirgiol, iar după vreo 40 de ani, în 1573, orașul este deja în rivalitate cu Tekirgiolul. Relațiile dintre românii din Mergidia și etnicii turcotătari sunt unele prospere. De altfel, multiculturalitatea este una dintre cele mai de seamă caracteristici ale municipiului.